Succes! Thank you! Hai să vă zic întâi de ce sunt eu aici. Sau să vă zic întâi cine sunt. Eu sunt un antreprenor care a pornit acum 12 ani niște business-uri și care de-a lungul timpului a evoluat și ca programare și ca parte de business și care, printr-o conjunctură de evenimente, a ajuns să lucreze la această companie numită FintechOS, în poziție de HR manager. Un parcurs destul de ciudat, tranzit de la antreprenoria la HR manager, dar având în vedere modul meu de a fi și anume dorința de a lucra în companii antreprenoriale, whether they're mine or not, pare că a cucerit dorința de a porni încă un business după atâția ani. Și în poziția asta de HR manager la FintechOS, eu trebuie să identific o anumită tipologie de om, care cred eu că seamănă cu tipologia de om al unui dezvoltator WordPress. De ce vă zic asta? FintechOS este o platformă în care se dezvoltă aplicații pentru enterprise, cu predilecție pentru bănci și companii de asigurări. Însă, decizia de a merge în zona fintech este doar o decizie strategică, nu o decizie tehnică. Tehnic vorbind, în această platformă se pot construi orice fel de aplicații web, cu predilecție web. Dar modul în care e construită platforma, destul de decuplat între partea de date, partea de procesare de date și partea de interfață, îți permite practic să dezvolți aplicații în FintechOS, dar care au ca interfață un chatbot sau care au interfață WordPress sau niște API-uri. It doesn't really matter, chiar dacă platforma are și partea asta de interfață built-in. Dar partea de dezvoltare de interfață este doar una dintre componente, iar platforma expune pentru domeniul financiar, pentru companiile din servicii financiare, expune o suită de componente, cum ar fi un engine de credit scoring. Astfel îți permite fie ca utilizator să dezvolți o aplicație de alocare de credite pentru clienți, hiperpersonalizat. Acumulând niște date, engine-ul de personalizare din spate știe să decupleze, știe să împartă cumva toate datele alea, segmentând audiențele și pe fiecare audiență să poată să livreze o experiență diferită sau un credit diferit sau un sistem de web management diferit. Și e o platformă foarte, foarte complexă, care este cumpărată de bănci, de companii de asigurări, dar care are ca promis că această dezvoltare de aplicații pentru un domeniu super, hiper regulat, regulated, nu știu cum e română, reglementat, și care are nevoie de niște integrări foarte specifice cu niște software mamut de tipul Asseco sau Finastra, nu știu dacă vă spun ceva, core banking, cu sistemele de core banking, dar în același timp și un grad foarte ridicat de securitate, pentru că aceste companii lucrează cu banii noștri. În această platformă, oricine ar putea construi aplicații pentru aceste domenii foarte ușor. Atunci, ce își propune FintechOS, pe lângă dezvoltarea tehnologiei, este să inspire oameni să take up this career path. Adică, dacă dorința este de a lucra în tehnologie, de a influența accesul la servicii financiare la nivel global, fie că vorbim de România, US, UK, Africa de Sud, Indonezia, Filipine, în această platformă, oamenii care lucrează în ea, practic au reușit să aibă acest impact. Și cum funcționăm noi, de fapt? Noi dezvoltăm platforma FintechOS, noi facem vânzarea către clientul final, care este o bancă sau o companie de asigurări, și intermediar, în faza de implementare, adică efectiv acele companii care dezvoltă aplicațiile în platforma noastră, este un ecosistem foarte mare de parteneri. Acest ecosistem crescând, nevoia de developer de FintechOS e din ce în ce mai mare. Compania este fondată acum 2 ani. Sunt undeva la 100 de fintech developers acum în România, în diverse companii. 20 dintre ei sunt la noi în companie. Vreo 30, dacă nu mai mult, sunt într-o companie numită Soft Intelligence. După aia mai sunt companii de tipul Gambit, Capgemini, Deloitte, care ușor, ușor își antrenează oamenii să devină dezvoltatori de fintech. Și de ce mi se pare mie interesant și de ce am făcut o paralelă între dezvoltatorii WordPress și dezvoltatorii de fintech, este că, ultimately, și aici trebuie să mă ajutați voi să-mi spuneți dacă presupunerea mea este corectă, nevoia de a vedea produsul finit versus de a scrie cod este ceea ce te face să alegi WordPress versus să alegi să programezi în Angular. Practic, tu vrei să vezi produsul final, vrei să ai impactul final către utilizator mai mult decât vrei să scrii tu codul de la zero. Și FintechOS asta face, de fapt. Deși îți permite să intri destul de avansat în partea de cod ca să poți să faci scenarii foarte complexe, și o să vă arăt un scenariu destul de complex, care pare foarte simplu, expune suficient de multe componente out of the box, astfel încât tu doar prin niște configurări de componente să poți să faci, să implementezi niște lucruri care chiar schimbă lumea într-un mod foarte pozitiv. Spre exemplu, folosiți Revolut? Da. Bun. Când v-ați făcut cont pe Revolut, ați văzut că experiența de a crea un cont bancar este foarte diferită de experiența pe care ați avut-o la un BT, la un UniCredit. În principal, nu ați mai trecut pe la sucursală. Motivul pentru care asta este posibil este că Revolut este o bancă din UK și nu se supune deocamdată reglementărilor BNR. Care reglementări BNR spun că nu ai voie să deschizi un cont fără să te vadă o persoană la față. În FintechOS, în platforma asta, noi am dezvoltat un app de onboarding. App-ul ăsta de onboarding îți permite ție, chiar și în România, să deschizi un cont fără să treci pe la sucursală, complet digital de pe telefon. Și faci un selfie cu buletinul și aia, nu? Cu buletinul, faci selfie, dar mai trebuie rezolvată și partea asta cu cu interacțiunea one-on-one. Și atunci avem o componentă de video calling care ce face? Te pune în legătură cu back office-ul, băncii, intri într-o coadă, te oprea operatorul, îți pune câteva întrebări, îți dă approve and you're done. Semnătura contractului se face tot pe telefon, nu ai nevoie de semnătură fizică. Această aplicație există acum în App Store-ul nostru și este implementată la BT, la VCR, la TB și tot așa. În curând de mag o să lanseze, dacă n-a lansat deja, o facilitate prin care poți să-ți iei un credit direct de pe site-ul lor când îți cumperi electronice. Procesul prin care îți iei creditul e făcut tot pe FintechOS. Și imaginându-vă că această tehnologie, odată construită, poate fi aplicată foarte ușor, inclusiv la alte magazine mai micuțe, care n-au bani să investească cât ar putea, poate EMAX să investească ca să o facă ei de la zero. Basically, what we do as FintechOS, noi facem enablement pe acces la servicii financiare, cum ar fi un credit ca să poți să-ți iei cadoul ăia de Crăciun, cât o vine Crăciunul, mult mai ușor, mult mai facil. Pe lângă asta, engine-ul de hiperpersonalizare din spate îți permite să poți să servești și oamenii care până acum nu au fost serviți de produse financiare. Pentru că managementul acestor produse financiare este complicat. Motiv pentru care până acum te puteai duce la o bancă și aveai o suită de opțiuni pe care le puteai accesa. Până când tehnologia nu-ți permite ție ca bancă să poți să gestionezi 1.000.000 de tipologii de oameni diferit, fără să-ți creeze overhead, fără să ai nevoie de mai mulți angajați care să butoneze și să-și dea seama dacă e bine sau nu să ofere acel credit, nu aveai cum. Prin tehnologia noastră de hiperpersonalizare poți să faci asta. And the list goes on and on, pentru că este o platformă care se extinde, exact cum este WordPress-ul, în care apar o grămadă de plugin-uri, de teme și de use case-uri, la fel și în FintechOS, use case-ul principal fiind onboarding-ul de client, alocarea de credite, dar în curând o să fie wealth management, insurance și o grămadă de lucruri care sunt în această sferă de servicii financiare. Și practic ce încerc eu să fac în postura asta de HR manager este să creez un flow prin care să identificăm care este tipologia de om care să fie suficient de entuziasmat să lucreze în FintechOS, înțelegând misiunea companiei, dar în același timp dorindu-și să lucreze la produsul final, să vadă impactul versus programarea. Pentru că am încercat, spre exemplu, să angajăm programatori de front-end, care vor React și Angular. Ultimately, ca programator, pe măsură ce îți crește experiența de la zero până devii, nu știu, CTO într-o companie, ajungi la un punct să realizezi, fie că pe tine te pasionează excepțional de mult partea de algoritmică și de cum structurezi totul arhitectural, tehnic, sau te interesează foarte mult partea de produs, ce poate programarea să scoată în termen de impact asupra lumii în care trăim. Pe oamenii ăștia îi căutăm noi. Pentru că partea super hardcore tehnică, noi încercăm să scăpăm de ea. Adică oamenii care dezvoltă platforma FintechOS, care sunt programatori cu foarte multă experiență, 20 ceva de ani de Enterprise Software Experience, ei practic ce fac este să expună această platformă tocmai ca pentru oamenii care sunt focusați pe produs, oamenii de business, consultanții, analiștii de business, să poată să creeze aplicații care să rezolve probleme fără să mai apeleze la o armată de programatori. Dacă până acum raportul dintre programatori și consultanți poate era 20:2, noi vrem să fie exact invers. Dacă tu ca și, să presupunem că ești o bancă și ai o grămadă de oameni care înțeleg și clientul și serviciile băncii, și după aia vrei să implementezi soluții tehnice inovatoare, folosind tehnologii moderne, ca să le și implementezi, să implementezi niște produse care să te ajute să oferi ceea ce crezi tu că piața vrea, Nu mai trebuie să angajezi o companie care să stea 3 ani de zile să-ți dezvolte un soft super complicat, nu mai trebuie să schimbi tehnologii stack-ul actual, poți pur și simplu să dezvolți în FintechOS o aplicație, pornind fie de la o aplicație deja creată, fie ți-o construiești tu de la zero, te integrezi prin API cu toate sistemele tale existente și poți să fii live foarte repede. Adică într-o lume în care FintechOS există, Revolut nu mai poate să facă disruption atât de rapid. Pentru că dacă FintechOS există, orice altă instituție financiară poate să creeze un Revolut foarte rapid. Și nu este vorba despre noi nu vrem ca Revolut să existe, din contră. Noi ce dorim foarte tare este ca to level the playing field. Pentru că dacă stai să te gândești, în țările în care Revolut nu a fost la început, au fost ani de zile în care Revolut nu era și digital banking nu exista. În continuare, nu știu dacă noi avem IBAN-uri pe Revolut, IBAN-uri de România. În continuare se fac taxuri internaționale. Which is a problem. Și cumva țările în care poate nu sunt neapărat vârf de lance în termen de tehnologie, upgrade-ul este mai lent. Cu ajutorul FintechOS, la fel cum și cu ajutorul WordPress, de-a lungul ultimilor 15 ani, probabil, una era să creezi un site acum 15 ani și alta e acum. Acum it's a commodity. Toată lumea poate să-și facă un site în câteva clicuri. Majoritatea serviciilor de hosting îți oferă WordPress-ul la un click install, cu tema deja preinstalată, poți să poți să-ți generezi prezența ta pe web într-o zi. Whereas înainte, da, știi tu, un programator, dar stai că n-am designer, dar unde mi-au hosting-ul, dacă mă costă, totul era foarte complicat. Acum nu mai este. Și dacă putem să aplicăm exact același framework și pentru serviciile financiare, atunci ne putem imagina o lume în care fiecare dintre noi nu mai are frustrări la ghișee, nu mai are frustrări cu contracte infinite de citit pe care te obligă să le citești acolo, pe loc, cu alți 15 oameni la coadă, așteptând la consultantul respectiv. O lume în care creditele să poată fi acordate și pe sume foarte mici, pentru că există un engine foarte smart în spate care îți permite să integrezi foarte multe surse de date care să-ți spună despre acel client suficient de multe ca tu să poți să-i oferi confidently un credit, chiar și mic, și cumva vom trăi într-o lume, pe măsură ce tehnologia ca a noastră și multe altele, evident că nu suntem singuri pe piață, se maturizează. Noi, ca să putem să facem acest vis realitate, să-l transformăm într-o realitate, avem nevoie de salutare, avem nevoie de foarte mulți oameni care să creadă în misiune și care să-și asume un career path în direcția asta. Și am intrat în legătură cu Radu, la un moment dat, în această căutare, pentru că sunt foarte multe zone din care vin acești oameni. La noi, în companie, spre exemplu, sunt oameni care au venit din SQL Development. Nu știau deloc HTML, nu știau deloc CSS, nu știau deloc JavaScript. Ei știau să lucreze cu baze de date. Și culmea, în această platformă, odată ce poți să gândești și să înțelegi structura unei aplicații, care pornește de la modelul de date, în 2-3 luni înveți tot ce este necesar ca să poți să creezi aplicații în FintechOS. Înveți HTML, înveți CSS, înveți JavaScript. Nu un JavaScript la nivel de complexitate de Angular, în niciun caz, dar cumva realizezi că nu este necesar. You can build a lot of interesting stuff la un nivel de complexitate foarte mare, fără să ai nevoie de Angular. Ultimately, și Angular și React, ce fac este că fac procesul de dezvoltare de aplicații mult mai rapid. La fel și FintechOS. Este o tehnologie diferită, este un alt approach. Deci, cum vă spuneam, din SQL Development, mai vin oameni din QA. Oameni care, înțelegând, testând multe aplicații, înțelegând cum funcționează o aplicație, de unde pornește, unde se duce, ce ar trebui să facă, găsesc foarte ușor procesul de implementare a acestei aplicații în FintechOS. Și ei sunt, cumva, niște oameni care pot să se ridice din zona de QA și să intre în zona asta de produs, cumva, de construcție de produse. Din ce altă zonă? Din tech support mai vin oamenii. Din același motiv. În tech support te lovești de problemele clienților și începi să înțelegi cum ar arăta o lume în care produsele alea fac ce ar trebui să facă. În FintechOS le poți face ușor. And so on, and so on. Și încercând să descoperi ce alte tipologii de oameni ar putea fi potrivite pentru a-și dezvolta o carieră în FintechOS, care, by the way, acum, practic, toți partenerii noștri și inclusiv noi angajăm fără număr, cu salarii pornind de la 5.000 de lei până la 16.000 de lei, cel puțin cel mai mare pe care l-am văzut eu. Nu zic că în alte companii nu vei și mai mari, dar vorbim strict de programatori de FintechOS. Nu vorbim de oameni care fac machine learning, nu vorbim de oameni care dezvoltă, cine știe, GSF-uri. Vorbim de oameni care înțeleg impactul pe care poate să aibă această platformă și își dedică timpul să o învețe și să implementeze, practic, proiecte în această platformă pe care o să vă arăt imediat. Acum am sumarizat cam de ce sunt eu aici și aș vrea să vă arăt un pic platforma, ca să-mi spuneți Dacă se leagă cumva, cu ce vă imaginați voi după ce m-am povestit ce m-am povestit? Nu trebuie să fim silent ca lua, adică gen putem să vorbim așa random, că suntem puțini. Deci nu e, nu deranjează. Dacă aveți orice fel de comentariu, critică, întrebare, nu trebuie să așteptăm până la final. Haideți să vă arăt, dacă nu aveți alte comentarii între timp, cum arată un proces de onboarding. Și aici aș vrea să simulez un telefon. Așa, se vede, da? Să presupunem că ăsta ar fi site-ul unei bănci, unde tu te-ai hotărât să-ți deschizi un cont. Această aplicație este în întregime construită în FintechOS. Și o să vă arăt imediat și cum. Să presupunem că îți dorești să deschizi un cont. Cam on board. Primul pas este să-ți ceară... Se poate accesa și din ceva din, nu știu, laptopul meu sau e blocat toată chestia. Dacă e blocat în sensul pe IP sau... Dacă e local. Dacă e live. Nu, e live, e live, e live. E live. Link-ul ăsta punctual este un demo pe care astăzi l-a prezentat CEO-ul companiei la un eveniment de lansare a versiunii 20 a FintechOS. Fintech 20 nu pentru că am avut 20 de versiuni până acum, ci pentru că intrăm în 2020. Că, cum vă spuneam, compania are 2 ani. 20-20. Exact, Fintech 20, care are code engine. Deci acest demo nu va fi disponibil, probabil, începând de mâine. Este un demo care e disponibil temporar. Și o să vă arăt cum funcționează. În primul pas o să-mi bag numărul de telefon, pentru că, de-a lungul procesului, voi interacționa inclusiv cu parole trimise prin SMS, semnături generate prin SMS, toate aceste componente fiind foarte ușor de folosit. Adică, o să vedeți imediat de ce. Sign up. Acum îmi explică care va fi procesul de a deschide cont. Îmi va cere buletinul, datele de contact, voi face un selfie ca să se asigure că persoana care face procesul este aceeași cu persoana din buletin. După aceea vă face un video call cu operatorul băncii și după aceea vă semna contractul. Hai să vedem. Step number 1. Și acum... Dacă e buletin din o altă țară? Avem procesare pentru buletine de UK, pașapoarte de România, UK și cred că Serbia, că am avut un coleg din Serbia și l-a configurat și pentru buletinele lor sau pașapoartele făcute acolo. Permise de conducere, România și UK. Practic, componenta asta poate fi configurată. Practic, tu îi spui ce să caute și cum să caute și după aia, când o instanțiezi, tu îi spui, în funcție de clientul pentru care dezvolți onboarding-ul respectiv, îi spui vreau doar buletine de România sau vreau și UK, îi dai lista cumva de procesatoare pe care să le poată folosi. Acum să vedem, asta este cea mai problematică parte. Pentru că în funcție de luminozitate s-ar putea sau nu să-și dea seama dacă sunt eu. It fail. Hai să încerc să mut ca să nu mai îmi bată lumina. Partea asta de face recognition o faceți in-house sau e cumpărată de la altcineva? Folosim serviciile Microsoft. Majoritatea componentelor high-tech, așa, biometrice pe care le folosim, nu sunt dezvoltate de noi. Obiectivul nostru nu este să devenim un super high-tech company, ci să facem enablement la aceste tehnologii. Și acum o chestie foarte importantă. Da. Face validarea imaginii cu imaginea din buletin. Exact. Ca să te asigure că dacă nu ești tu, ne pare rău, dar cu buletine furate nu dorim. Acum, acest pas e foarte important, pentru că în funcție de selecția pe care o facem aici, platforma va ști să mă ducă pe alt journey. Deci eu pot să creez niște reguli foarte ușor în platformă, care să facă aplicația să reacționeze diferit în funcție de selecțiile pe care le face utilizatorul în procesul de onboarding. Și aici, dacă eu aleg Travel, Adventure și Sport, o să vedem, mi-a generat o ofertă. Pasul următor. Hai să confirmăm datele. BNR-ul cere să avem un apel video cu un operator. O să dau aici click pe Next. Asta e cerință BNR? Da. Sau e pusă doar BNR. Dacă eram în altă țară, adică onboarding-ul ăsta pe care îl aplicăm în alte țări, nu are acest pas de video call. Și acum sunt în așteptare. Și cu speranța că nu am fost delogat, am fost delogat, mă voi reloga. Aici este back office-ul, ce vede operatorul. Back office-ul este creat tot în FintechOS Studio. Este exact în același environment creat, dar o să vedeți că este cu totul altceva. Bine să și funcționăm. Așa. Și să vedem dacă Matei Pavel este în această listă. Pare că nu este. Oare de ce? Oare îl găsim aici? Nu. Hai să deschid celălalt portal în cazul în care sunt diferite... Sănătate. For some reason... Ia să vedem, 19.44? Ăsta suntem, da. Pare că nu era sortat cum trebuie. Gata, am dat pe cap. Hai să-l vedem pe Matei. Îi vedem fața strălucitoare a lui Matei, buletinul. Și acum voi vorbi cu Matei, care este, din păcate, și ăsta este operatorul care lucrează, care vorbește cu Matei și spune diverse lucruri, cum ar fi. Zi-mi ce vârstă ai, ca să verifici dacă nu cumva datele sunt sau nu... Cum e și validarea la telefon din sistema call center. Te verifică ca să nu minți. Spune-mi ce dată e astăzi, citește nu știu ce ID, ca să te sigur că nu e un robot, și tot felul de verificări. La final, verifici datele, vezi dacă mai trebuie trecute niște lucruri, on top of what you have already, next. Și la final, tu ca operator îi spui dacă a trecut sau nu. Și spui, da, a trecut, putem să-i facem cont. În momentul ăsta, în aplicația clientului, îi apare, trece de la partea de videocall în partea de contract. Și ca să se semnezi contract. Am o întrebare aici. Te rog. Voi salvați într-un fel acest videocall sau nu? În funcție de solicitările clientului, da și nu. Adică avem capacitatea să-l salvăm, da. Și, e important că atunci când salvezi datele clientului, trebuie ca la pasul inițial să-l informezi. Da, bineînțeles. Da. Așa. Și acum... Mi-a trimis un cod pe telefon. N-am dat eu click pe contract, am dat direct pe semnătură, că urma doar să-mi arate contractul precompletat. Și acum la mine pe telefon apare un SMS, hopefully, ia dacă dăm back. Se implementă o soluție la o bancă? Da. Pe cine a întrebat? Tu, nu? Scuze, n-am văzut și eram cap aici. George, la BCR, onboarding-ul lor este făcut pe FintechOS. BT, check bani uși dacă e live, dar urmează. Și cum spuneam, o soluție foarte similară este la EMAX acum cu acordarea de credit, direct de pe site-ul lor. Prin voi sau? Da. Creditul în sine nu-l oferim, nu este o instituție financiară. Noi practic oferim doar layer-ul tehnologic. Nu-mi vine... Dar oferi și serviciul de implementare sau suport tehnic. Deci vă spun și cum funcționează compania. FintechOS, ca și companie, este cum ar fi, să zicem, automatic, care face WordPress. În același timp, pe lângă produs, noi avem și toată echipa de vânzări, care se duce across the world. Avem oameni în UK, în Viena, în Amsterdam, urmează Singapore și New York. Și headquarter-ul comercial este în Londra, aici în România, deși ei s-au născut compania, rămân în partea de R&D, dezvoltare. După ce clientul semnează cu noi și știm ce proiect urmează să implementăm, îl conectăm cu o companie din rețeaua noastră de parteneri. Acele companii de care vă spuneam că și ei caută și angajează acești fintech developers, pe care noi îi trainuim, având o academie online, având trainer, având tot ce trebuie, documentație tehnică, etc. Și practic aceste companii devin partenerul de implementare pe un proiect specific. Iar noi avem și noi in-house o echipă de implementare, pe care o numim cu dragoste The Black Belts, de fapt, care sunt oamenii care știu cel mai bine platforma și pot să facă față la scenariile cele mai complexe. Și atunci echipa asta de implementare se asigură că implementează clienții strategici, proiectele dificile, oferă suport pentru rețeaua de parteneri, dar ca și skill set, it's the same thing. Dar ca strategie, noi ca să ne putem scala global, nu e suficient să avem noi o echipă de implementare pe care să o trimitem cu avionul în 15 țări. Și atunci construim în toate țările în care ne extindem această rețea de parteneri. Nu vine codul, nu pot să finalizez procesul. În orice caz, procesul s-ar fi terminat cu o deschidere de cont. Aici, alte bănci, te mai întreba dacă te sună sau îți mai trimite dat SMS-ul? Da, este fiind just for demo purposes, n-am integrat toate funcționalitățile. Iar aici, după ce mi-am făcut, mi spune, contul, aici intru practic în mai digital banking portal, care for some reason mă redirecționează înapoi la operator. Aici ar trebui să-mi apară portalul meu de client, soluția mea digital banking. Și acum, că ați văzut cum funcționează procesul de onboarding, vreau să vă arăt studioul în care s-a dezvoltat acest onboarding. Asta este. În meniu aici o să vedeți că puteți crea totul de la modelul de date, la procesele de business în care trece userul în cadrul aplicației, mai multe user journeys, user journey-ul de operator, user journey-ul de client, toate practic pot fi create aici și exportate selectiv ca aplicație. Adică eu pot crea aici și onboarding-ul pentru un cont curent și user journey-ul pentru alocarea unui credit și pentru deschiderea unui cont curent cu card și după aia eu îmi aleg ce journey-uri vreau să folosesc, ce elemente din baza de date, ce scripturi, pe toate le packageez ca o aplicație pe care pot după aia să o implementez în orice altă instanță de FintechOS. Că practic noi acum suntem într-o instanță de FintechOS, e ca și cum suntem într-un sistem de operare în care programăm. Haideți să vă arăt Data Model Design, spre exemplu, în care se creează baza de date. Să încărcăm Banking Product. Aici lipsește un spinner. Așa. Practic în stânga sunt toate tabelele care sunt acum în baza de date și în dreapta există un model de date pe care îl voi folosi eu într-o aplicație de-a mea sau într-un user journey de-al meu. Nu sunt obligat să folosesc toate entitățile din baza de date. Dacă am nevoie de account type, îl trag aici și îl pot conecta cu orice altă entitate ca să creez relații one-to-one, one-to-many, many-to-many. Dacă vreau să creez o altă entitate, îi dau aici add și doar completez un formular. Este similar dacă ați lucrat cu PHP mai admin, să zicem, doar că este un pic mai user-friendly și mai puțin code-related. Nu poți să scrii SQL, nici nu ne dorim să scrii SQL aici, dar o să vă arăt și partea în care poți să scrii cod. După ce ai creat modelul de date, poți să creezi. Astea nu sunt sigur că merg, încă o să dau click pe ele, dar nu le-am folosit niciodată până acum. Așa. Aici poți să-ți creezi importuri de date din oricâte surse. Noi avem 150 de integrări deocamdată și practic poți să-ți configurezi din ce surse de date să poată să se tragă dată în FintechOS, ca ulterior să le folosești. Deci mi-am creat baza de date, să presupunem, spre exemplu, că ai cursul valutar pe care vrei să-l folosești la tine în baza de date. Ai nevoie să creezi un data pipe care în fiecare zi să-ți tragă de pe site-ul BNR cursul valutar, ca tu după aia să-l folosești. Intri aici, îți creezi sursa de date. După cum vedeți, aici chiar se scrie cod JavaScript, care instrucționează un call de API cu niște parametri. Și aici o să vă arăt unde de fapt se scrie codul efectiv pentru request-ul respectiv. Dar ca și cod JavaScript, după cum vedeți, e foarte puțin. Că le explică cineva și în 5 minute puteți să scrieți și voi. It's not complicated. Și aici apare că acest data pipe are aceste aceste endpoint-uri. Sunteți familiar cu tehnologia asta legată de API și endpoints? Un endpoint este de fapt un API call, nu este nimic altceva decât un request web. Dar așa cum când faci un request web către un server, el poate să returneze cod HTML pe care browserul să-l randeze ca să-ți arate site-ul, la fel de bine poate să returneze o structură de cod, Fie că este JSON, care e doar un format de date, fie că este XML, care e tot un fel de HTML vizual cel puțin, și dacă returnează date structurate de genul ăsta, poți să-i spui că e un API call. Pentru că, practic, API vine de la Application Program Interface. Este interfața, limbajul prin care poți să comunici cu un program. Și atunci de aia el știe să returneze date structurate, nu o pagină web care poate să conține orice. Și returnează nume, 2 puncte, Matei, vârstă, 2 puncte, ceva. Și asta este un API, să zicem, de profil, un API de persoană. Endpoint-ul este URL-ul la care îl apelezi. Deci ai baza URL-ului, să zicem că apelezi google.com și după aia slash profile, slash mașini, slash companii. Ăla este endpoint-ul. Adică, cumva, partea finală a URL-ului care îi spune serverului ce să-ți răspundă, adică ce cauți de fapt când faci acel call. Așa. Și aici, după cum vedeți, e o configurare simplă. Dacă ați folosit Chrome în zona asta de Developer Tools în Chrome, poți să trimiți, faci request-uri HTTP către servere ca să, și să vezi ce îți returnează. Și aici, după cum vedeți, uite, am metoda care are endpoint-ul Get Company General Information, așa, se creează o metodă de tip POST. Dacă are autentificare, îi spui ce tip de autentificare ca să poți să-i setezi cheile necesare. Ce cod vrei să rulezi înainte să se facă request-ul, ce cod vrei să se ruleze după ce se face request-ul și mulți alți parametri. Odată ce ai setat acest data pipe, el poate fi setat să ruleze la intervale regulate. O dată la 5 minute, o dată la o oră, nu are importanță. Important e ca tu să-ți poți configura de aici inputul de date din foarte multe sisteme, că e sistemul tău local, că sunt, nu știu, că e un Salesforce, că e anything that you can imagine, și le aduci la tine în acest, ceea ce numim noi Evolutive Data Model, pentru că el constant evoluează și îl poți extinde foarte divers, ca tu după aia în aplicația ta să te asiguri că ai datele up-to-date și le poți folosi. Asta nu mergea acum câteva zile, deci înseamnă că băieții au pus-o live deja. Acum să vă arăt un pic din cum se construiește interfața, care poate fi cumva ceva un pic mai familiar. Cum creăm un form-driven journey? Ce este un form-driven journey? Este un journey care presupune colectarea de date într-un proces multi-step, care, cum a fost în cazul nostru, poate să conțină și un OCR, Optical Character Recognition, cum am recunoscut cu buletinul, și un video call în care operatorul mai bagă niște date, dar ultimately este un journey prin care tu imputezi niște date către baza de date. Și să sperăm că ăsta este unul dintre, este chiar cel pe care vi l-am arătat. Ia să vedem. Current Account Digital Onboarding. Dacă ar fi ăsta, atunci la capitolul Steps aici, ar trebui să vedem. Da, uite. Landing page e primul pas. Pagina de login este a doua. Introducerea e doar o pagină de prezentare. Date personale, analiza datelor, apelul video, etc. De ce sunt mulți pași? Pentru că în funcție de ce se întâmplă la fiecare pas, vizorul este redirecționat. Dacă a semnat, se duce la pasul cu contract successful. Dacă nu, se duce la pasul cu contract unsuccessful. Deci, practic, aici puteți configura logica prin care trece utilizatorul. Și dacă mergem la să zicem, personal data, și mergem la UI, un editor simplu, what you see is what you get, care îți arată, cum îi spune, îți arată datele pe care le-ai extras din OCR. Mai țineți minte că după ce am scat OCR-ul, mi-a arătat un formular. Aici este configurat formularul. Și toate aceste accolade sunt de fapt variabile, pe care nu trebuie să le scrii de mână. Te duci frumos în UI Designer și spui, uite, aici, spre exemplu, aș vrea un alt atribut. Vreau atributul din baza de date numit, vezi-vă care este, să nu schimbi și după aia să nu pot, e Retail Applicant ID Issue Date. Bun, să zicem că vreau să fie Banking Product ID aici. Add. L-am schimbat. N-aș vrea să fac update la asta, sper că nu cancel cumva. Așa. Dar de principiu, practic, interfața asta ca formular se poate construi direct din clicuri. Nu trebuie scris cod. Dacă, în schimb, vrei să scrii cod, de aici îți adaug și butoanele. Dacă vrei să scrii cod, absolut sigur că se poate lucra în source code. Și pe lângă source code-ul ăsta, care este purely bootstrap și HTML, avem și o zonă de editor în care ai efectiv un full-fledged editor ca să scrii cod dacă vrei să lucrezi mai mult ca programator decât ca și configurator de interfață. Deci poți să lucrezi both ways, astfel încât complexitatea la care poți să ajungi este foarte mare. Dar poți să faci journey-ul fără să ai deloc nevoie de cod sau poți să mai scrii cod dacă vrei să customizezi chestii. Și acum, acest flow control, aici apare că nu avem. La pasul anterior aș vrea să vă arăt că la pasul anterior există probabil... Nu, tot aici trebuie să vedem. Că vreau să văd unde se instanțiază OCR-ul. Ca să vă arăt partea că este destul de simplu. Așa. Uite. Se vede oare? Cât de cât? Avem acest component name care se numește Face Recognition. Deci ăsta este ăla de după. Este pasul în care verifică selfie-ul. Așa. Și practic, aici este o singură linie de cod. Load component. Și platforma știe să instanțieze toată partea aia cu selfie. That's all you do. Și tu aici egal adaugi niște parametri care îi spun lui ce să facă cu această componentă. Adică ea și verifică cu buletinul că uite, aici mai este un file exist care practic îi spune că trebuie să verifice dacă poza a fost făcută la pasul anterior de la buletin și există un fișier cu care să verifice. Dar după cum vedeți, tot flow-ul ăla de face așa are 10 linii de cod. Și cam așa este toată platforma. Ai partea de UI și partea de scripting. La video call, hai să vedem. În ce limbaj de programare e făcută platforma? Sau limbaj? Platforma este, ca technology stack, este în .NET cu TypeScript. TypeScript-ul fiind un alt limbaj care generează ultimately JavaScript. Dar cum JavaScript nu este strongly typed, ce înseamnă asta? Înseamnă că nu te forțează limbajul să ai o variabilă de un anumit tip. Nu este atât de strict. Și pentru a avea super code quality, într-un proiect foarte mare în care bug-urile sunt foarte importante, a apărut acest TypeScript, în care practic scrii codul ca într-un limbaj de programare strict, cum ar fi .NET, să zicem, C# adică, doar că exportă, el compilează în JavaScript. Ultimately, el în browser e rulat ca JavaScript. Dar tu, ca programator, scrii în TypeScript. Așa. Aici se instanțiază apelul video. Și dacă mergem în Advanced, să ne apară niște cod. Uite, când ai click pe butonul Next, pentru cine știe un pic de jQuery, o să vă fie comună sintaxa. Componenta asta de video streaming și din nou linia Load Component. And that's it. Și toată magia pe care ați văzut-o cu componenta respectivă. Platforma expune aceste multe componente și te ajută să interacționezi cu ele. Long story short. Și programatorii noștri, pe care noi îi numim Digital Developers, de ce îi numim așa? Pentru că, de fapt, ei nu sunt conectați cu un anumit limbaj. Nu asta este important. Se învață ușor JavaScript, se învață ușor HTML, CSS în FintechOS. Important este mindset-ul de developer. Mindset-ul care te poate duce de la crearea bazei de date până la soluția finală pentru client, pe care o puteți crea în întregime aici. În curând o să avem aceste conversation-driven journeys, care sunt de fapt chatbots și vei putea apela toate aceste lucruri direct dintr-un chatbot, adică să-ți iei un credit vorbind cu cineva care e un robot. Și o să vorbești pe Messenger și pe vreau și eu un credit. Păi cum te cheamă? Păi Gigel, ia faci o poză la buletin. Și folosim aceeași componentă de OCR. După aia spune, păi ia faci un selfie, că nu te cred că ești tu. Și instanțiem aceeași componentă. Interfața de comunicare diferă, dar componentele astea care procesează date și care sunt mai complexe, sunt aceleași și le folosim din platformă. Which means că, într-o lume ideală, vom putea face și în VR același lucru. Ai FintechOS ca bază și după aia vei putea dezvolta în VR un proces prin care te duci și ții un credit, nu știu, într-o lume paralelă, pe Marte, un credit de pe Marte. Așa. Fintech Automation. Aici sunt o grămadă de lucruri foarte interesante, cum vă spuneam, acele engine-uri de business, cum sunt engine-urile de credit scoring. Și dacă mergem aici și mergem la matrices, o să găsim niște engine-uri de decizie. Să vedem un engine de scoring. Și aici poți configura o grămadă de condiții. Aici inserez criteriu și aici o să mă pierd, pentru că este foarte complex. este complex, deși el este configurabil prin formularele astea, că nu necesită niciun pic de cod, necesită o înțelegere foarte bună a proceselor din spate de creditare și bancare, unde eu nu știu nimic. Dar de principiu, în această zonă, trebuie să văd dacă el le-a creat, că ne va fi mai ușor să-l vedem. Practic, ce poți configura aici sunt condiții de tipul. Dacă persoana are vârsta între X și Y, dacă permisul a fost obținut acum mai mult de 5 ani, dacă din altă sursă de date, din tabela ta pe care ai configurat acolo în data pipes, ce-ai luat date de la ANAF, mai are sau nu credite, dacă mai creezi un data pipe care să-ți ia lista de accidente în care a fost implicat, probabil în țări în care există această listă. Și tu, practic, în această matrice îți poți configura un engine de decizii, astfel încât atunci când interacționezi cu un client, engine-ul să-ți poată da direct decizia. Să zică, da, dă-i credit, nu-i da credit, asta e limita superioară pe care eu poți acorda, asta e rata maximă pe care el poate să o aibă. Și totul se configurează de aici. În acest proces, programatorul nostru, digital developerul, colaborează cu un business analyst. It's not scary, adică dacă ar fi și un business analyst aici cu mine, el ar putea să configureze chestia asta, iar eu ca developer doar să folosesc. Deci asta este zona de decizii și mai este o zonă interesantă, aici la Digital Documents. Ați văzut că la un moment dat s-a generat un contract, am dat eu skip repede la pas, dar pe baza datelor pe care le-am avut în buletin, se generează un contract pe care eu îl semnez. N-am mers semnătura, a fost semnătură, n-am primit SMS-ul. Dar conceptual asta este ideea. Și cum faci aici? Doar creezi practic încarci un template doc, care conține niște variabile, și îi spui practic ce procedură din SQL, ce cod să folosească ca să scoată datele. Și în altă zonă a platformei poți să creezi codul care îți ia datele din baza de date pentru acest contract specific. Și anume, pentru contractul ăsta am nevoie de datele din tabela de cont, din datele legate de, nu știu, ANAF poate, și de datele legate de compania mea. Și practic fac un obiect pe care pot să-l outputez în acest engine care generează PDF-ul. Și odată din generat PDF-ul, ne integrăm cu un provider de semnătură digitală, în cazul nostru Numirie, care ne permite să fim completely legal și compliant când semnăm un contract. Again, la fel ca și componenta de video calling, ca și componenta de face detection, sunt componente ale acestor third parties care la noi se integrează seamlessly într-un singur proces. Poți să creezi campanii de marketing bazate pe audiențe, poți să creezi campanii bazate de SMS. Spre exemplu, atunci când primești SMS-uri, vezi că rata ta e, cum îi spune, este scadentă mâine. Asta poate fi figurat tot de aici. Digital Touchpoints, Digital Experience Portal. Aici poți crea dashboard-uri. Mai țineți minte dashboard-ul pe care vi l-am arătat, în care singura scurtătură era Q-Items? Și din Q-Items am deschis eu practic lista de apeluri în așteptare. Aici mă duc în dashboard-ul operatorului și după cum vedeți este HTML-ul scurtătura Q-Items. Dacă vreau să mai adaug unul, pot să creez, spre exemplu, un Entity View, adică un tabel cu toți clienții, să zicem. Vreau să listez clienții cu view-ul default și l-am adăugat aici. Vreau să-l pun în stânga și l-am salvat. Acum când voi intra în portal și voi da un refresh, Doamne ajută să fie asta, nu mai apare în dreapta lista de clienți. În curând se va încărca. Cu un tabel care deja este completat cu date și cu niște funcționalități de căutare și sortare, astfel încât eu pot să-i creez operatorului din spate un dashboard foarte complex. Cu orice fel de date am eu un sistem. Dacă am făcut un pipe în care să-mi iau cursul valutar, pot să-i arăt aici cursul valutar. Poate să-l interesează când vorbește cu clienții. Și ia să vedem ce pot să vă mai arăt rămas aici în platformă. Stai că acum așa sunt aici la widget. Trebuie să-l ștergem ca să mai face cineva demo. În Advanced. O să pot să vă arăt practic absolut tot codul care stă în spatele platformei. Pentru că absolut orice modificare faceți voi oriunde în platformă, are în spate de fapt cod. Doar că e cod pe care îl generează acele editoare vizuale. Spre exemplu, în aceste Custom User Journeys, dacă ne uităm la ce am văzut mai devreme, acel pas de face recognition, vom vedea aici template-ul HTML. Și aici este un editor de cod, la fel cum ați programa în Visual Studio Code sau orice altceva, care conține inclusiv IntelliSense, adică practic vă ajută, pentru că știe practic toate chestiile din platformă, toate SDK-urile, toate funcțiile, toate tagurile HTML. Aici practic e zona de cod în care, la fel, dacă scriu ceva, știe să-mi precompleteze, să-mi spună ce funcții sunt disponibile, and so on. Deci aici practic este zona în care poți să intri ca să lucrezi mai mult ca un programator decât ca un digital developer, cum numim noi. Platforma este super complexă, de altfel, dar are un learning curve. Probabil că vă ia o lună jumate, on the job, hipotetic, dacă you will choose that, ca să deveniți fluenți în asta. Doar că după aia, it is kind of limitless ce puteți să faceți. Și, that being said, aș mai fi vrut să fac ceva, dar am uitat ce. Aveam un plan după ce v-am arătat platforma. Așa, vreau să vă arăt partea de documentație de pe site, ca să înțelegeți că nu este atât de scary pe cum pare. Avem un departament dedicat care creează o academie online, special ca să trainuiască astfel de developeri. Toți angajații noștri, în primele 2 săptămâni, trec prin această academie. La fel cum ați începe, nu știu, un tutorial de WordPress prima oară când vă apucați, ok, what are the basics? Și aici avem partea de Academy. Unde eu ar trebui să mă loghez. Unde este partea de login? Oare este Academy? Sau Community? Sau /v pe login, cine știe? Da. Login. Exact. Așa, uite, am ajuns la login. Să vedem dacă am cont. Așa. Academy. Tell me more. FintechOS Fundamentals. It's just like on Udemy, doar că sunt mai puține videoclipuri deocamdată, că încă nu ne-am angajat omul care să facă și video. De fapt, l-am găsit, dar încă n-a început. Launch. Și aici este practic efectiv un curs în care treci ca să devii fluent în ce înseamnă să faci aplicații în FintechOS. Și pe lângă asta avem o grămadă de guidelines, de cum construiești un onboarding. Și un document cu foarte mulți pași care îți explică mură în mură cum se face. Îți explică arhitectura dacă ești mai tehnic, dacă nu, you can skip it. Și după aia, la final, există o precertificare, care e de fapt un quiz, pe care odată ce îl treci, practic, e ok, poți să intri în faza de training oficial. Pentru că dacă nu știi de fundamentals, e mai dificil să te ia cineva chiar de la zero. Acest fundamental durează cam 1 săptămână, practic toți oamenii pe care îi angajăm trec prin el și după acea săptămână intră direct pe un proiect în care se apucă și programează direct. Majoritatea colegilor noștri, după o săptămână, sunt efectiv live la client. Nu neapărat că lucrează la noi, dar mai mult decât atât sunt chiar la client. Uite, for what is useful in API data model. Nu știu. Glumesc. Probabil că pentru crude operations. Ia să vedem. Correct. Și tot așa e certificarea. Ce încercăm noi să construim este... poate similar cum a construit UiPath această meserie de Robotic Process Automation Consultant sau Developer. Practic este o meserie nouă. Există companii din care noi putem incentiviza oameni cumva care făceau lucruri similare, cum ar fi, nu știu, cei care configurau CRM-uri sau dezvoltau aplicații pentru CRM-uri. Doar că ăsta este un flavor un pic mai flexibil și care îți permite să faci lucruri mult mai complexe decât într-un CRM. Și noi, inventând această meserie, avem 2 joburi principale. Odată să ne asigurăm că această companie crește și numărul de proiecte de implementat e din ce în ce mai mare. Și 2, să creăm acest proces de adopție foarte, foarte facil pentru oamenii care ar vrea să descopere un career path, care este tehnic, care este product oriented, dar care nu presupune niște cunoștințe atât de grele tehnologice ca să trebuiască să fi făcut un an de cursuri sau facultăți sau alte nebunii. Și de acolo mi-a venit mie această idee că ar putea semăna cu motivul pentru care se apucă oamenii de WordPress. Și acum întrebarea mea este, am I right? Sau nu prea se leagă? Vă imaginați că din comunitatea de WordPress România, care probabil numără sute de oameni, există un subset care fac WordPress pentru că își doresc să lucreze la produse interesante, cool, whatever. Dar WordPress a fost outlet-ul pe care l-au găsit la momentul respectiv și care ar fi dispuși să schimbe direcția și să lucreze în așa ceva. Cu, obviously, potențial financiar foarte bun, cu lipsa struggle-ului de a găsi clienți pentru freelanceri sau de a găsi jobs în agenții care și ele de struggle cu clienți pe proiecte micuțe. Adică vă imaginați că exista o potențială tranziție de la WordPress development în fintech development? Eu aș vrea să nu le... Ar fi, la WordPress aș vedea două tipuri de persoane. Product owner-ul sau cel care deține, nu știu, magazin online și vrea să-l scoată cât mai rapid pe piață. Și atunci prețul vine în ajutorul lui pentru că poate să-și, cum ai spus, într-o zi îți lansezi site-ul. Și atunci este, nu mai este vorba de programare, e vorba de business. Să ai business-ul corect și să lansezi produsul cât mai rapid pe piață. Pe partea de development intervine partea de customizare. Și aici lucrurile, din cum aș vedea eu, development-ul vrea să fie cât mai development-oriented. Adică nu, adică să facă lucruri care să fie customizabile pentru client să-și adauge cât mai ușor lucrurile în platformă din dashboard. Dar nu atât cât să doar să rămână la stadiu de click și să lase lucrurile așa. Adică așa aș vedea, nu știu, partea de dev. Iar aici mi se pare că e chestia asta, că ești specializat pe o chestie foarte specifică pentru FintechOS, dar nu este programarea în sine. Nu avansezi în tech-ul, în stack-ul de tehnologie cu care poate ai vrea să mergi mai departe. E probabil foarte tentant la început, dar pe termen lung, dev-ul e, cred, nu... Adică eu ca dev nu aș vedea atracție aici. Dar întrebarea, dacă tu ca dev începi în WordPress, obiectivul tău este să devii programator de PHP, de fapt, nu? Cam asta aș vedea eu, da. Acum, eu îți spun din punctul meu de vedere că pot să fie 10.000 de... Da. Deci, practic, pentru acei developeri de WordPress care folosesc WordPress-ul ca un fel de entry point în programare, ca după aia să lucreze, nu știu, în Ravel, într-un framework și să creeze chestii foarte complexe, nu doar WordPress-related. Deci, pentru cei care folosesc WordPress-ul ca un fel de induction în programare, pentru ea nu e bine. Vreau să întreb care este scopul tău cu această prezentare? Eu încercam să înțeleg, încercam să explic, dar nu m-am exprimat bine. Eu, din postura de HR manager la FintechOS, încerc să identific din ce zone pot să incentivizez oamenii să devină fintech developers. Bun, hai să, din punctul ăsta de vedere, eu văd mai multe segmentări. Ai web developer-ul, de care spunea și colegul de aici, care este într-adevăr orientat tehnic către cod, către PHP, către limbaj de programare clar. Pe urmă ai WordPress developer-ul, care de fapt este, care customizează teme și lucrează mai mult pe front-end și lucrează cu elemente predefinite și nu intră în zona de PHP pentru că își prinde urechile sau n-a vrut să intre în zona respectivă. El e mai mult pe zona de design, pe zona de funcționalitate UX și nici măcar asta câteodată. Și mai ai începătorul care a văzut că e frumos să faci WordPress și îți cumperi o temă, începi să te joci cu ea și îți dai seama că ai nevoie de unul dintre cei doi menționați anterior. Pe zona ta, cred că ți-ar trebui cei care fac customizare. Nici foarte tehnici, dar cu orientare spre flow, UX design și customer orientation, practic. Cineva care să meargă să facă o analiză și, pe urmă, după ce face analiza, să implementeze ce a discutat cu clientul în pasul 2. Deci asta este career path-ul către tine. Dacă te duci pe web development classic, cu PHP sau .NET sau cu ce vrei tu, absolvenți de automatică sau absolvenți de JavaScript, cei care au, nu JavaScript, Java, propriu-zis, se vor plictisi și nu o să-ți facă treabă, pentru că nu este lumea lor. În primul rând, ei au un profil foarte tehnic, au un profil în care nu discută mult cu clientul face-to-face și primește niște specificații în Scrum-uri sau în tot felul de întâlniri despre cum să implementeze anumite lucruri. Deci fac treaba respectivă pe zona de cod mai mult, mai puțin pe zona de visual și urmează următorul sprint, următoarea treabă. Okay. Dacă te interesează zona de asta de HR. Da, sau intervine acolo, sunt foarte logice. Sau sugestii, poate... Eu vreau să întreb. În primul rând ziceai că e bază de date adaptativă sau evolutivă sau ceva de genul ăsta. Da. Ce înseamnă? Bine, până la urmă ce este în spate? E Mongo sau ce? Nu, este SQL Server. SQL? Da. E interesant că poate să fie adaptive. Logica e pe următor. Nu, era o curiozitate pentru că Mongo îți permitea o flexibilitate mai mare. Și cum stați, pentru că zici că ai experiență cu BNR-ul, cum e partea de GDPR și cum este protecția datelor? Unde aveți serverele și cum le protejați? Adică sunt multe aplicații pe lângă fintech cu această platformă și de asta sunt curios. Și ultima întrebare pe care o am, care am uitat-o, nu, n-am uitat-o. Partea de onboarding e interesantă, dar ce se întâmplă după onboarding? Aveți și, este practic o aplicație de bancară în spate, adică pot să văd extrasul de cont, tranzacții și alte chestii, sau e doar onboarding-ul și mă rezum la onboarding? Onboarding-ul este doar un exemplu. Ah, ok. Dar la fel de bine... Aplicațiile voastre au și partea secundară de onboarding? Da, au orice. Adică poți să creezi o interfață de digital banking completă, să zicem, poți la fel de bine să creezi un fel de shortcut view care să-ți dea doar un fel de dashboard rapid în care să vezi niște date. Cumva platforma nu te limitează. Onboarding este doar un exemplu pe care noi l-am construit și motivul pentru care noi vindem, ca să zic așa, onboarding-ul ca prin produs este pentru că e mult mai ușor să înțelegi un produs clar decât o platformă în care poți face orice. Mi-a plăcut foarte mult și pare bine că am venit în țara asta, a fost cât pește să nu ajung aici. Pentru că sistemul ăsta poate fi folosit foarte bine pentru înregistrarea votanților din diaspora. Absolut. 100%. Avem chiar un proiect de e-government, nu știu exact concret care este aplicația, dar știu că este un proiect de e-government în Scoția, implementat tot pe FintechOS. Okay. Acolo i-am spus DigitalOS pentru că nu era fintech. Dar it's the same thing. Da, de asta era întrebarea cu GDPR și cu protecția datelor, pentru că dacă intrăm în zona asta de înregistrare votanți, înregistrare persoane pe diverse paliere, ai nevoie de o protecție bună și nu e ok să ai server în alte țări decât în România sau... Absolut. FintechOS este ca și tehnologie, poate fi deployed, fie on-premise, fie în cloud. Okay. Deci dacă ai nevoie ca tu, ca orice entitate, să fie instalat pe serverul tău, este not a problem. Iar în momentul când folosești niște servicii de genul ăsta, că e OCR sau că este Face Detection, care într-adevăr comunică cu servere third party de la Microsoft sau de la alți provideri, ele sunt introduse practic în agreement-ul nostru cu clientul și practic tot flow-ul de date este mapat acolo. Dar este cumva known și obligativitatea entității care implementează FintechOS este să informeze utilizatorul. Prin, orice formă de a lista termeni și condiții, except în whatever. Dar de principiu, dacă nu folosești componentele alea, toate lucrurile se pot întâmpla la tine pe server. FintechOS nu este o soluție SAS. E mai degrabă TAS. Technology as a Service, nu Software as a Service. Nu intri pe site la noi, îți faci un cont și gata. El este ca un sistem de operare, evident, on top of sistemul de operare, care rulează pe un server și care știe să randeze aceste aplicații, știe să le facă funcționale. Acum chiar avem majoritatea clienților au on-premise, dacă nu mă înșel, în România, dar în afară sunt mult mai cloud-oriented. Da. Dar GDPR-related, everything that we do is compliant din punct de vedere al faptului că noi suntem cumva, nu suntem controlul principal. Nu știu exact cum se numește, unui control, unui procesator. Exact. Și atunci, clar, toate agreement-urile noastre conțin astfel de prevederi, dar în același timp, noi nu putem să luăm de pe umerii controlului principal nevoia de a-și informa utilizatorii și de a se asigura că, în funcție de componentele pe care le folosește, da, are nevoie de niște tipuri de acceptare. Poți să fii un point of failure. Da. Definitiv. Poate fi mai periculos, practic, decât controlul. Da, este posibil, desigur, ca orice alt furnizor de tehnologie. Ce încercăm noi să facem este să construim o echipă, și deja este o echipă destul de mare, destul de complexă, apropo de arhitect de securitate, arhitect de sistem, care sunt oameni cu câțiva zeci de ani de experiență, minim 20, în astfel de sisteme. Adică nu suntem un startup micuț. Nu, eu încerc doar să zic, ca să înțeleg că nu, și e foarte valid, adică e normal. În momentul când îți propui să faci soft pentru aceste industrii, și super reglementate, și cu o nevoie mare de securitate, îți asumi la pachet și investițiile pe care trebuie să le faci ca să poți să joci în liga mare, ca să zic așa. Și, da, complet valid, dar we are very aware of it, știi? Și încercăm să facem asta. Acum echipa are 110 oameni, dintre care cam 60 sunt în zona de produs și 30 în zona comercială. Și am înțeles că noi R&D în România. Da, R&D în România. Sunt oameni, Doru Glideruș, Teodor Glideruș, care este CEO, a început compania... bine. Da, ok. Gata, știi. Soft Intelligence. Da, ok. Da. El este un... Practic și-a adus la început o suite de oameni super, super tehnici, foști colegi din TotalSoft și din Soft Intelligence, cu foarte multă experiență înainte, implementând, de fapt, soft în aceste corporații foarte mari, știi? Și de acolo a venit cumva și conceptul. Dezvoltând soft, văzând cât de complicat este de la zero de fiecare dată și cu sisteme legacy și... Nu, este foarte intuitiv. Îmi place, de asta ți-am spus că merge mai mult pe zona de persoane care customizează WordPress și nu developeri care se iau o temă de la zero, după părerea mea, scuze, poate e altcineva care spune altceva, nu știu, n-am idee. Și dacă erai când am spus că echipele noastre de acum, de digital developers care lucrează în fintech, vin din QA, din SQL Development, adică sunt niște zone pe care le-am identificat deja ca fiind productive și oameni pentru care să tranziționeze din SQL în fintech este chiar un challenge și interesant, că practic ai un overview mult mai mare asupra produsului și lucrezi la mai multe fațete ale lui, fără să trebuiască să treci prin 5 ani de programare ca să poți să ai nivelul ăla de complexitate. Deci am identificat deja niște potențiale, dar cumva intuiția mea, eu venind de 3 luni de zile în această companie, a fost și că, bă, WordPress might be a good, a good place to start also. Mulțumim mult de prezentare. Foarte interesantă și multe informații faine. Chiar